Se vorbește foarte frumos despre Alexandru Stan. Vreau să-mi spui un pic povestea lui, așa, de unde l-a luat Rapidul, cum a ajuns la Rapid și atât de repede, iată, ne uitam acum înainte să intrăm în direct, a fost la lotul sub 19 ani, este acum, că este... A și marcat data trecută când a fost la lot. El are 17 ani, joacă la Under 19 și cel puțin am văzut Viorel Moldovan data trecută când a fost aici la mine. I-am zis să-mi dea niște nume și a zis foarte greu pot să propună. Mă întreabă, lucrează cu cluburi din Franța, cu Nantes și așa mai departe. Și l-am văzut vorbind despre Alexandru Stan, a zis că e un atacant care îi place foarte mult și deja există interes, așa e urmărit. Cum l-ați adus, cum l-ați ochit și cum a ajuns la... Da, el are o poveste un pic mai diferită. El juca la el e din Vărăști, așa se numește satul, comuna de aici, pe lângă București. Și magazinerul de la echipa a doua, atunci era la prima echipă, mi-a spus că are un copil foarte bun la el, joacă ca toți oamenii din club la Liga în general. 4-a, 5-a, da. A fost o perioadă de datonări și până la urmă a venit Vasile Mafei, care este șeful centrului de copii juniori, l-a ținut ceva timp în probe și copilul a crescut foarte, foarte mult. A crescut în ăștia 2 ani extraordinar de mult. Are un fizic impunător, să dea Dumnezeu să fie sănătos, să rămână cu picioare pe pământ, pentru că asta e cel mai important la copii. Corect. Și atunci cred că va avea o carieră frumoasă. Ce profil de atacant așa ai vedea la Alexandru? Sigur, nu-i punem etichetă, Doamne ferește, nu, dar ca stil de joc, ca abordarea jocului, așa, dacă ai spus că are un fizic foarte bun? Nu, are un simț al porții destul de ridicat, e foarte bătăios, foarte puternic, are viteză bună. Daniel poate să joace și în bandă, are o viteză destul de bună pentru fizicul și gabaritul. Deci poate juca și în bandă, da? Da. Nu vreau să-i pun etichetă, că pe urmă rămâne cu ea. Da, rămâne cu ea și noul, poate nu l-ajută pe copii. Noul și foarte mulți au fost noul între ghilimele și au rămas decât cu ghilimelele.